care chiar lucrează cu tehnologiile respective poate să vină cu niște chestii mult mai practice și cu niște situații concrete cu care cel mai probabil te vei întâlni și tu în realitate. Eu personal de obicei punctez pe faptul că e foarte important să înveți cum să cauți informația mai degrabă decât să fie învățată. Cred că avem de învățat unii de la ceilalți și este un mod foarte eficient de a face asta. Asta mi se pare fain că și eu la rândul meu am avut participanți la curs de acum vreo 2 ani, care acum, de exemplu, activează ca voluntar în Agile Hub. Agile Hub există atâta timp cât există oameni dornici să contribuie. Celor care nu au auzit niciodată de Agile Hub, le-a spune să vină la un curs. Digital transformation changes the way we do business. With an unmatched digital portfolio, we unlock the potential that is currently beyond reach. Unleashing new possibilities for our customers. Siemens, ingenuity for life. Sunt Marius Frâncu, lucrez în IT din 2003. Mai bine zis, în 2003 am început stagiatura și am făcut-o într-un context cu totul și special. Cine vrea să zic asta? Am fost ajutat de un italian, Carmine Garone. Zic special pentru că ziua lucram pe șantier, trebuia să fac rost de bani și seara sau în weekend-uri încercam să înțeleg ce se întâmplă cu IT-ul. Cum am zis, lucrez ca programator în Siemens, dar sunt implicat și în testare destul de mult. Îmi place să zic că ziua sunt programator, seara sunt tester. Și partea asta cu testarea, de cel puțin 10 ani, calea programării cu calea testării s-au întretăiat. Am avut noroc în toți acești ani să cunosc niște testeri minunați care să mă ajută un pic să fie calească cele două căi să meargă un pic împreună. Și am zis mai înainte când se loga lumea la Zoom că îi văd în față. Am și zis unele nume ce le-am, chipurilor ce le-am acum în cap când le zic. Practic, când vorbesc acum, am imaginele lor în față. Și am zis-o și o să mai repet de oricât de multe ori pot. Dacă sunt un programator mai bun, este pentru că m-am chinuit și mă chinui să învăț despre testare. Aș fi vrut asta să vorbesc de 2 secunde. Avem un timer, să nu iau aparatură prea mult. Aș fi vrut să vorbesc de 3 subiecte destul de importante. De Scrum, de software architecture, de testare. Pentru că toate astea sunt niște subiecte foarte sensibile, nu foarte bine înțelese, cred eu, a rulat într-o direcție greșită. Nu se putea trăi deodată. Până la urmă mă gândeam, ok, să fie de arhitectură sau de testare. Și apoi mi-am adus aminte că anul trecut m-am întâlnit cu Camelia și mă întrebase de testare. Și așa am luat decizia să vorbim despre testare. Ce important să zic din capul locului este că rolul acestei prezentări nu este să se zică că ceea ce ați gândit până acum sau aveți impresia e greșit. Deloc. Nici pe departe. Are rolul și să prezinte o nouă perspectivă, să ajute. Poate vă va ajuta un pic mai mult. Perspectiva asta de care vă zic că și are originile încă de la sfârșitul anilor 50, din proiectul spațial Mercury. Și sunt niște lucruri care sunt deja demonstrate din știință. Haideți un pic să vă zic un pic ce vreau să zic prin perspectivă. Anul ăsta, în vară, am avut un curs de .NET și am ținut prima parte a cursului și la un moment dat am prezentat chestia asta. Acest este un program de computer. Ce în partea stângă are sens? Da? Pentru că din cauza la ce în partea stângă ne dăm seama cum să analizăm complexitatea unui algoritm, să ne dăm seama că e corect, propriu sintactic și cum se întâmplă. Dar în același timp și ce în partea dreaptă este la fel de important. Da? De exemplu, cum putem să înțelegem senioritatea unui programator dacă acesta sau aceasta nu înțelege contextul pentru care programul este scris? Însă și dinamica codului va fi influențată de această parte. Partea asta ne ajută, de fapt, să înțelegem ce e OOP-ul, partea asta ne ajută să înțelegem forma arhitecturii. Știi, eu am zis, nu o să intru în arhitectură ce înseamnă. Inițial vreau să prezint ideea asta de perspectivă doar cu Scrum, dar m-am gândit că poate unii oameni care vor fi prezenți aici nu înțeleg ce e Scrum și am zis, haide să vin cu exemplu acesta. Și apoi ideea de Scrum.
Și am pus intenționat acest text, mă uit aici un pic în partea stângă, pentru că aici am slide-urile, de fapt am două părți. Știați că unul din izvoarele Scrum-ului este budismul? Știați că, de fapt, rolul echipelor în Scrum e să fie colocate? Dacă nu sunt colocate, e ceva, dar nu e Scrum? Știați că atunci când estimați în Scrum, a doua zi la ora 9, totul trebuie să se ducă aiurea? Știați că însăși procesul de estimare este considerat un waste? Știați că product ownerii de fapt nu lucrează în sprinturi, ci de fapt au o altă dinamică separată? Vedeți? Sunt niște perspective care au rolul să ajute un pic mai mult. Și culmea, nu sunt contrare deloc cu ceea ce voi știți. Dar de multe ori nu sunt știute. Da? Prima parte a acestei prezentări are rolul de a seta premise. Știți? Atunci când e o contradicție, o discuție contrară între niște oameni, se crede că de multe ori este vorba de concluzie. Dar să știți că nu e așa. Este vorba de premise. Și dacă spunem premisele la locul lor, cum ar trebui, atunci va căpăta sens și concluzia și ceea ce vrem să zicem. Da? Și începem cu prima. Vreau să zic că o să dau niște premise un pic mai ciudate, care au rădăcina în știință. Da? Dar o să încep să le exprim și să le ancorez în niște exemple personale. Nu trebuie neapărat să citiți textul din susul slide-ului, dar l-am pus acolo ca referință, slide-urile o să le primiți după aceea, ca să mergeți să cercetați la rândul. Adeseori îmi place de ideea asta cu experimentul gorila, am citit tot ce s-a putut de acest experiment, pentru că este destul de înspăimântător. Unui grup de radiologi, și experimentul s-a fost replicat, s-a dat o serie de radiografii și pe ultima radiografie, în loc să fie un nodul de cancer pulmonar, era forma unei gorile mărite în jur de 48 de ori. Și câți din radiologi au văzut asta? Doar 17%, ceilalți 83% nu. Și gândiți-vă că ăștia sunt oameni care au experiență în jur de 15-20 de ani. Deci au la pattern-ul de radiografii în spate fantastic de mare. Și totuși, doar 17% au văzut. Și ce e interesant, că din cei 17%, jumate s-au răzgândit. Chestia asta eu nu știu cum să o traduc în română, e inattentional blindness. Adică nu vedem ceea ce nu ne așteptăm să vedem. Deci noi nu scanăm totul în jurul nostru. Poate 5% din memorie, se ia primul pattern cel mai recent folosit, da? Care satisface nevoia actuală, acea nevoie. Dar ideea e că nu este cel mai optim. Este cel care vine primul, care a fost tocat cel mai recent. Și e o chestie de energie. I-au rezolvat treaba asta într-un alt fel și anume au chemat un alt radiolog, da? Dar care nu este, era foarte familiar cu cazul și deja cu tentativa de diagnostic care se cerea. Ce importanță are exemplu pentru programator? Nu știu dacă o să vedeți, încerc să fac niște punți cu programarea, poate cu business analysis și cu testarea. De exemplu, când facem code review, de aceea e bine să fie doi oameni care să facă acel review. Deci nu mă refer la ideea de pull request. Aia se face printr-un tool, e vorba de tool. Eu mă refer la aspectul uman din procesul de code review. Și acum fac legătura cu ideea de test scripturi. Eu multă vreme am fost contrar la ele, pentru că am plătit destul de scump chestia asta. Dar spre surprinderea mea, în 2017, am văzut că de fapt au utilitate. Asta se întâmplă grație lui James Buck. Ideea era așa, că dacă urmărești un test script cu o precizie foarte mare, da? Atunci, cu siguranță, unele lucruri vor fi ignorate. Avem chestia asta cu gorila, da? Deci deja e clar. De fapt, chestiile astea cu test scripturile, de fapt, sunt o tehnică avansată, care nu trebuie folosită neapărat de un novice. Un tester senior avansat, care are foarte mare experiență, când va fi foarte concentrat pe ideea de test script, va ști că va ignora alte lucruri. Da. Și am zis ideea mai devreme de expected, de așteptare, care în engleză este expected. În engleză e we do not see what we do not expect to see, de la Snowden. Și mi-a adus aminte că de multe ori când raportăm, sunt testări când raportează un lucru, zic o chestie de genul actual result, expected result. E atât de ciudat. Dacă lucrăm pe același proiect, când e o problemă,
ar fi frumos să zică, zim de ce e problema asta, zim cum ai văzut-o, zim ce dată ai folosit. Este foarte ciudat să zici expecte și, până la urmă, acel expecte ce vrea să însemne. Da? Vrea să fie vorba de anticipare, de ceva dorit, de ceva cerut, nu? De ceva tolerat, acceptat, de ceva specificat, de ceva ce e într-o anumită arie de acceptare. Asta am pus, apropo, am pus referințele de unde le am și revin un pic. Am un pic de emoții. Chestia asta cu gorila m-a ajutat un pic să înțeleg unde e valoarea la descripturi și acei pași încodați și scriși și unde s-ar putea să ne facă rău. Da? Ah, eram pe un proiect în jur de 50 de oameni. Acești oameni erau în varii echipe. Vă dați seama, la 50 de oameni aveau rolul de a... acești oameni erau împărțiți în dezvoltarea mai multe produse, produse care se aflau într-o suită. Dar unul din produse era crundă instalată. Imaginați-vă că aceste simple erau niște simple setări care se puteau salva într-un config file, un JSON, un XML, ele se salvau în registri Windows. Instalările în producție erau un întreg eveniment. Și un întreg eveniment nu zic în sens bun, ci în sens rău. Pentru că imaginați-vă, la miezul nopții erau o mulțime de oameni care trebuia să se asigure că lucrurile mergeau. Și până la urmă vreau de instalare. Sunt mai multe lecții ce eu le-am învățat atunci. Dar o lecție m-a marcat în mod special. Omul care făcea instalarea și care se ocupa de asta și avea singurul care avea know-how respectiv și anunța plecarea. El a zis, stați liniștiți, tot ceea ce ce fac eu voi scrie în wiki, va fi tot ok, totul îți voi scrie acolo. Eram preocupat pentru că la vremea respectivă eu trebuia să gestionez o echipă, nu echipa respectivă, dar o alta. Și cum e normal, când am simțit o anumită posibilă problemă, am dus și am vorbit. Știți, va fi nasol și vă zic de ce. Replica a fost cea de genul, într-un fel poate și să mă calmeze, dar e o situație mai altfel, dar uite că și omul a zis că le va pune acolo, deci nu ar trebui să ne îngrijorăm. Ce vedeți voi acolo de pe slide și nu întâmplător e pus acel iceberg, știam că o să fie probleme. Ce a fost ciudat pentru mine că eu am căpătat un calm fantastic, dar nu un calm pentru că cumva problema s-ar fi rezolvat într-un fel sau nu, ci pentru că știam ceva să vie. Și puteam să fac niște lucruri ca să pot să previn. Lucrurile au luat o turnură și mai ciudată, pentru că după ce a plecat acel om, un alt om a preluat, care la rândul i-a plecat. A fost curând pentru ce a avut și probleme de sănătate. Deci nu putem scrie tot ceea ce e în capul nostru. De fapt, putem spune mai... Știm mai multe decât putem spune mai multe decât putem scrie. Și acolo e pe slide, nu o să citesc și e pe slide, e cunoașterea asta relațională, e ceea ce trăiește în capul omului. Ok, ceva poate fi pus într-un document, ceva nu poate fi pus. Pentru că e vorba de capabilitatea noastră să putem exprima ceea ce se întâmplă. Da? Și imediat o să facem legătura un pic cu requirements-urile și respectiv un pic automatismul. Da? Deci ne greu să exprimăm din tot ceea ce știm și din relațiile ce le avem. Apoi cea somatică, literalmente de corp. Cât putem face typing, cum jonglăm, cum merge pe bicicletă. Asta înseamnă somatic. Și apoi e cea colectivă, care este cel mai crun, pentru că ține, să o facem explicită, pentru că ține de relațiile sociale și în continuă schimbare. Da? Noi nu suntem numai niște ființe singulare. Noi trăim cu mai multă lume și suntem participanți într-o interacțiune cu ceilalți oameni socială. Și e nenea asta care a scris cartea ta Cheat and Explicit Knowledge, unde dă exemplu cu soția lui, ce vrei să mergem la film, la care a zice acea de genă. Dacă nu s-a ști contextul, el a știut care e răspunsul, dar a știut pentru că a trăit cu acea persoană. Îi știa gestica, îi știa tonurile și o da seama cum poate să facă. Da? Ce mai important e că aceste lucruri
nu pot fi neapărat descrise, trebuie și trăite, experimentate, practicate într-un mediu social. Și îmi place foarte mult, și aici eu le leg cu ideea de requirements-uri, de multe ori noi luăm de bază, când facem o testare, tot ce e acolo scris în cerințe. Dar gândiți-vă că atunci ele când au fost scrise, omul avea anumită stare, cunoștea anumite lucruri. Mai mult, știm clar că știm mai multe decât putem spune mai multe decât putem scrie. Și greșeli pot fi făcute. Eu n-am înțeles niciodată de ce se iau ca și literă de lege și nu se stau și se analizează un pic mai mult. Și multe procese, strategii de testare sunt ghidate pe acele requirements-uri. Și ce-i ciudat e că de multe ori ne așteptăm acele requirements-uri să fie clare, explicite. Nu se poate, cât de mult s-ar vrea. Am încercat. Da? Deci partea asta de sociologie, dacă chat cu Gorila era de psihologie cognitivă, asta e de sociologie, ne arată un pic că cât de mult am vrea, nu putem să explicităm. Da? De-aia, de exemplu, imaginea cu iceberg-ul, unde, de fapt, ce e tacit, ce e implicit, se află sub apă. Și ceea ce putem spune este deasupra. Ce e tacit este cum percepe niște situații, modelele noastre mentale și multe, multe, multe altele. Deci avem gorila, unde știm clar că ne vor scăpa niște lucruri. Avem chestia de sociologie, unde știm clar că nu putem exprima anumite lucruri cât de mult ne-am dorit. Și vine următorul. Din nou, ce-i pus acolo este ca referința. Trebuia să ies de pe un proiect. Pe mine pe chestia asta m-a arcat destul de mult la rândui. Și atunci când se iese de pe un proiect, trebuia să asumi spași pentru a fi preluat. Proiectul ăla era un proiect de integrare. Nu era nicio presiune. Practic, acel proiect de integrare, codul s-a curățat de mii și mii de linii. Practic, era mult mai simplu față de când era preluat. Și eu discutam cu acel om care trebuia să preia proiectul. Ce m-a mirat și ceea ce nu înțelegeam era că avea o detașare exagerată. Nu reușeam să-l înțeleg. Pe de o parte, da, totul e bine, totul e bine, pe de o parte erau greutăți. Greutăți în cadrul echipei, greutăți cu managementul, greutăți cu managementul de la client. De ce? Nu înțelegeam. Și apoi am dat peste lucrări de genul acesta, care din nou sunt replicate și deja sunt demonstrate, unde de fapt se zice destul de clar că deciziile și felul cum raționăm asupra riscurilor sunt influențate de sentimente. Da? În acel moment, gândiți-vă, deci emoțiile au un rol fantastic nu numai în decizie, dar și în evaluarea riscurilor. Și chestia asta are rădăcini și din neurologie și din psihologia cognitivă. Imaginați-vă că un tip Damasio, un neuroscientist, a studiat niște oameni care aveau lobii frontali distruși. Oamenii aia puteau face calcule, puteau face, erau fizicieni unii, păreau raționali, dar în același timp nu puteau lua anumită decizie. Nu puteau să-și dea seama dacă poate să invite acea femeie în oraș sau dacă să cunoască pe cineva. Da? Apoi, e acel aspect social, pentru că percepția de risc își are rădăcinile și în factori sociali și culturali. Și e o chestie care îmi place foarte mult. Deci, pe de o parte, e componenta socială unde e de ajuns să ne uităm acel om cu cine vorbește, ca să ne dăm seama de unde și-a informația. Deci avem componenta neurologică unde ne dăm seama că sentimente, e cea socială, cum se iau informațiile și cea antropologică, pentru că chiar dacă pare sau nu ciudat, și aici a scris-o Mary Douglas, cu riscurile se pot manevra anumite grupuri sociale. Asta experimentam în acel moment. Și nu înțelegeam. După aceea, mie mi-a fost destul de clar că acel om avea trăiri și probabil avea frică, dar mi-a fost mult mai ușor să înțeleg acțiunile sale. Acțiuni ce nu priveau numai persoana sa, m-am uitat în jur, cum am zis mai devreme. Am înțeles un pic mai bine, poate, exagerele nevoite făcute la client. Da? Dar cum poate așa testarea? Da? De atâtea ori, testarea este ghidată de risc. Da? Și mai e un research care nu l-am pus aici. Toate acele calcule probabilistice și tot,
cel puțin pentru IT, e demonstrat. Nu merge în valoarea de riscuri. Da? Am un rol și sentimente când vine de riscuri. Și mi-am dat seama că trebuie să pun asta în slide când vorbeam cu cineva drag și îmi explica de un tester care colabora și era foarte axat pe ideea de automation, ceea ce nu mă deranjează, dar simțea o frustrare. Și apoi mi-am dat seama că, de fapt, poate era o problemă, da, până aici, dacă era acea persoană capabilă sau nu să facă lucrul ăla, deodată s-au deschis alte perspective. Da? Deci, sentimentele au un rol în evaluarea riscurilor, da? Asta are implicație fantastică pentru management. Și au un rol fantastic în luarea deciziilor. Și să știți că au o componentă socială de grupuri. Da? Și am făcut și legătura cu cum ajută în ideea de testare. Următorul pas. Ăsta pentru mine este... îmi place cel mai mult pentru că pentru mine tot a început de la complexitate. O să vorbesc imediat de acel desen, care e rolul lui. Așa rolul cu niște chestii din terorism. Cum am zis, pentru mine de aici a început totul. Și de aici am înțeles eu că, ca să înțeleg ce se întâmplă, ca programator când fac arhitecturi, când lucrez în OOP, când se înțeleg testarea, managementul, trebuie să mă duc să traversez coridorul alte discipline. Și se pare că teoria asta a sistemelor complexe, adaptive, oferă niște răspunsuri foarte interesante. Da? Nu știam cum să descriu complexitatea asta în mod foarte simplu. Și apoi mi-am dat seama, am găsit la un moment dat, era un francez, zice, imaginați-vă că e o țesătură, ceva material, ceea ce ține tot împreună, cu elemente diferite, felurite, deosebite, da? Care sunt asociate în mod inseparabil. Dar gândiți-vă că într-un sistem complex este vorba de evenimente, este vorba de interacțiuni, este vorba de oameni, de identități. Da? Sunt mai multe lucruri care pot fi spuse de sistemele complexe. De exemplu, este greu să se vadă legătura între cauză și efect. Dar, de exemplu, când aud pe cineva că se zice, și mă bucur că am confirmarea și pe Scrum, root cause analysis este foarte ciudat, pentru că un manager să-mi zică asta nu are cum să fie doar unul singur, sunt mai multe. Și de-aia e ciudat să zici, ok, mă concentrez doar pe un root cause analysis. Da? E un detaliu în Scrum, în ghidul Scrum, pe care mulți nu-l știu. Este unde în a treia frază apare asta, Complex Adaptive Systems. Este un detaliu nu important, ci foarte important. Asta explică de ce, de exemplu, atunci când se cer o estimare, să putem zice, cum am zis mai devreme, îi dau estimarea de 2, 3, 5 zile și zic, asta este acum. Vino mâine dimineață la ora 9 și poate fi schimbată. Da? Nu este o linearitate. Da? Adică ieșirile nu sunt proporționale cu ceea ce... intrările nu sunt proporționale cu ceea ce este și viceversa. Mici modificări într-o parte a sistemului pot provoca ieșiri bruște. Când zic asta, presupun cei care sunteți testeri din voi ați întâlnit-o de mult prea multe ori. Ca management, e de ajuns să trimiteți un simplu mail la o persoană greșită și e posibil să zboară un întreg contract. Interesant, nu? Și apoi, tot de complexitate, știu că îmi primi mai multă informație, e ideea de a reduce totul la ceva. Dar nu este de ajuns să iei părțile ca să înțelegi sistemul. Trebuie să te uiți și la legături. Pentru mine, ca programator, ăsta a fost secretul să înțeleg de ce nu se înțelege OOP-ul. Pentru că este vorba de legăturile dintre obiecte, nu neapărat obiectele în sine. Da? Pentru că noi acum nu facem object-oriented programming, noi facem class-oriented programming, ceea ce e cu totul și cu totul altceva. Dar nu vorbim de programare într-o altă dată. Și mai un detaliu. În sistemele astea complexe, știți, singurul model valid al unui sistem este însă sistemul în sine. Singurul mod de a înțelege un sistem este să interacționezi cu el. De exemplu, un manager. Ca să înțeleagă mai bine situația, ar fi frumos să interacționeze cumva. Poate să citească un document, poate, nu știu, de ce nu acel Scrum Master să ajute indirect, poate să verifice un lucru, doar ca să înțeleagă mai bine niște lucruri. Altfel,
Ei sunt un pic vrăjiți că au niște metrici și ei pot lua decizii pe anumite metrici, de aia trebuie să înțeleagă contextul acelor metrici. Interesant, același lucru se aplică și la testare. În toată complexitatea asta e ceva foarte important care la multă lume le frică. Și aici am uit un pic sus că vă chipu Roxane, Lucasian și alții. Este vorba de incertitudine. Trebuie să acceptăm că este incertitudine. Știm clar că se vor buși niște lucruri. Întotdeauna o zic asta. Sunt sigur că se vor buși niște lucruri la release. Singura mea speranță este să intervenim foarte repede. Dar un mod de a face față la acele incertitudini e vorba de euristici. Gândiți-vă că sunt niște tehnici care știm că nu poate să meargă tot timpul. Pentru programatori, acele principii solid sunt niște euristici, pentru că nu trebuie să le ducem la extrem. Singletonul violează însăși principiul de singură responsabilitate. E ok dacă avem nevoie de el. Da? Să zic un pic de desen. A fost o discuție, a fost niște atentate în Statele, țineți minte, la din septembrie 2001. Și apoi mai au fost altele și s-au mirat. Apropo, erau și niște sisteme de inteligență artificială, astea sunt chestii vechi. Și nu înțelegeau de ce nu pot fi depistate niște lucruri. Și a venit un tip, Max Boisso, și a încercat un pic să explice, să facă o analogie. Și a zis, uitați, considerați că avem 10 puncte. Poate să fie program, poate să fie elemente de stare, de requirements, de oameni. Gândiți-vă, ca oameni, noi avem niște identități sau roluri. Zic identități că în antropologie, de exemplu, se iar Mary Douglas, putem schimba dintre identități. Sunt tată, da? Sunt nepot, sunt fiu, sunt programator, sunt și tester la un moment dat. Gândiți-vă că astea se pot schimba în mod dinamic. Chiar când testez, pot să primez un telefon de la fiica mea că ceva i s-a întâmplat rău. În acel moment se activează ideea de tată. Da? No. Deci într-un proiect, cu siguranță, avem poate mai mult de 10 puncte. Dacă facem niște legături, vedem că sunt 45 de posibile link-uri. Dar problema e nu să înțelegem neapărat link-urile, ci ideea de... acolo apar niște figuri geometrice, diferite triunghiuri, poligoane și multe alte figuri. Alea sunt niște pattern-uri și sunt în jur de 3,5 trilioane numai pentru 10 puncte. Pentru 14 deja e mai mult decât triplu. Da? Bun. Deci noi, într-un final, ca testare, noi trebuie să depistăm poate pattern-urile. Dar să revin un pic ideea la euristică și la testare. Nu există numai un singur mod de a ne da seama ce se întâmplă. Da? Există mai multe euristici care la un moment dat noi le putem activa. Și am pus acolo automation checking. Știți? Trebuie să fim un pic atenți la cuvinte. Mă uit un pic așa la cuvintele voastre, pentru că cuvintele sunt foarte puternice. Și pentru că sunt alunecoase, sunt evazive, sunt ambigue, sunt iluzorii. Sunt aluzive, fac aluzie la ceva. Și să zic că îmi contează foarte mult. Am pus acolo automatic checking, acolo este ceea ce multă lume cred că este acel testing. Dar vedeți, când testăm un lucru și vrem să ne dăm seama de niște lucruri, există și poate fi folosit. Sunt programator, Dumnezeule, am făcut asta și o să vorbim un pic mai încolo. Dar este ceva într-o mare de lucruri. Da? Ca să ne dăm seama de complexitatea. Iar e mult text. Am fost mirat de un lucru, e un tip Gary Klein, este un psiholog cognitiv. El a investigat pompierii cu 15-20 de ani experiență, oameni din armată. A făcut niște lucruri foarte interesante cu guvernul din Singapore, apropo. Cum se iau deciziile în presiune de timp? Și veți fi uimit să știți că, de fapt, nu se iau analizând toate informațiile disponibile. Am primit o notificare, 5 minute, ok, încerc să termin, ci de fapt se ia prima decizie care satisface un anumit lucru. Da? Vechile modele de decizie ne spun că nu, trebuie să ne uităm la toate opțiunile, la toate criteriile de evaluare, numai că nu așa se întâmplă în realitate. Și au replicat experimentele, da? Le-am văzut și recent, și pe realități mai puțin complexe, chiar și în IT. Pe system integration și la fel se iau anumite lucruri. Cu alte cuvinte, au descoperit că, de fapt, juniorii trebuie să stea să analizeze toate opțiunile. Da? Sau mai trebuie făcut asta, să zic sincer, când trebuie justificat opțiunile la niște manageri. Pe mine m-a ajutat asta în management să-mi dau seama când se încearcă o manevră un pic mai subtilă. Dar ce facem noi în testare?
pentru punem testări, experimentați, să scrie niște scripturi, de obicei pentru juniori. Deci pe acel experimentat îl blocăm să-și activeze pattern-urile posibile ca să rezolve treaba contextual și să-și întreze atenția, să rezolve cât mai inovativ lucrurile și pe junior îl împiedicăm să-și dezvolte acele pattern-uri care trebuie să și le dezvolte. Nu ne scapă ceva. Chestia asta ne ajută foarte mult în pregătirea testărilor. Deci mai departe, 5 minute, ok. Trec un pic peste. Asta au fost premisele. Am pus aici niște definiții de la ce înseamnă testarea. Nu puteam veni la prezentarea asta fără să vin cu definiția mea testării. Nu-i completă. Nu o să mă aștept tot timpul, dar am simțit nevoia să vin să zic. Pentru mine testarea este să găsesc acele pattern-uri relevante care contează într-un sistem complex. Am descoperit complexitatea în cod, în testare, în requirements-uri care sunt combinate. Asta înseamnă pentru mine. Da? Dar același timp testare înseamnă și să pun sub semnul întrebării un produs ca să-l evaluez, ca să descoper niște probleme. Dar cum ne dăm seama de acele pattern-uri? Și v-am arătat mai devreme niște lucruri. Din sistemele complexe. Vedeți? Testarea include verificarea știți că sunt verificările automate. Gândiți-vă că există niște verificări de propoziție despre produs și propoziții, când zic, gândiți-vă când eram în clasa 5-a, în sens matematic. Ele le putem verifica algoritmic, deterministic și în mod automat. Dar sunt oameni care cred că este tot ceea ce ține de testare. Există un cuvânt despre asta, se numește checking, îl vedeți? Dar testarea este mult mai mult, da? Este un proces, este un procedeu prin care se evaluează un produs, prin învățarea lui, prin experimentare, prin explorare, vedeți? Însă și ideea de a pune întrebare face parte din procesul de testare, dacă se face pentru a se testa. Același lucru despre citire, da? Deci, este importantă acea parte de verificare automată, da? Este parte integrantă a testării, dar nu putem zice că este testare, o definește strict. De aceea îmi place să zic că nu este test automation, ci este testarea automată, este automatizarea în testare. Cuvintele contează. Veți vedea că ele, de fapt, după aceea ne modelează și gândurile. Și apoi să nu uităm din nou, este aspectul social când testăm și apare un bug. Da? Îl putem ignora, îl putem amâna, ne putem uita să revenim mai târziu la el, putem renunța la toate și să-l investigăm. Da? De aceea, când se zic unii oameni că putem să automatizăm tot, cred că ignoră lucrurile acestea, care sunt foarte importante. Și dacă s-ar ține cont, de fapt, automatizarea ar fi și mai cu sens. Da? Două secunde. Vreau să vă zic, nu o să intru în detalii, eu sunt programator .NET. Da? Ăsta e un simplu cod C#. Wow, dacă ar fi fost să-l fac unit test din el, mamă, cât aș fi putut, 10-15 unit teste. Și apoi m-am dus să văd, de fapt, ce se generează în el. De fapt, ăsta e codul de ce se află în C#. Și apoi mi-am dat seama că însăși ideea de coverage, cod coverage, își schimbă total semnificația, pentru că eu ceea ce cred că e o linie de acoperit, de fapt ajungem la câte linii. Nu o să intru în toate aceste detalii, dar haideți totuși un pic să schimbăm perspectiva. Nu este numai code coverage. Eu când am făcut chestia asta și am vrut să văd câte probleme de memorie sunt, mi-am dat seama de un alt tip de coverage, este memory corruption coverage. Și altul lucru care câteodată mă deranjează, tocmai ca să vedem lucrurile aparente, da, s-au terminat 5 minute, așa, era că mulți programatori care sunt foarte buni, care au lucrat în 3.0.3.5, anulăm că n-au lucrat în .NET Core. Ce vedeți voi aici este chestii super de advanced de .NET, care, sincer, nu s-au schimbat foarte mult. Prea privim lucrurile la aparență. Nu luăm un om pentru că a lucrat ce pe o tehnologie veche, sunt alte fundamente care trebuie luate și considerate. Această perspectivă m-a ajutat în acest context să pot înțelege, din nou, că sunt multe coverage-uri. Ați fi uimit să știți că sunt mai mult de 100 și ceva de tipuri de coverage. Da? Vă zic un pic cum mi-am dat seama, de fapt, când mă gândesc la automation, să mă gândesc la tool-uri. Trebuia să participam la un audit și trebuia să analizez acel cod și să zic care, la un moment dat am vrut să zic care cod e mai greu de întreținut sau nu.
Eu și-am identificat niște pattern-uri încă ținând cont de acel context. Nu m-a putea ajuta nimic. Nu atomic, nu sonar, nu altceva. Și a trebuit să dezvolt un tool pentru chestia asta. Și în acel moment eu am realizat ce vrea să zică James, că de fapt noi pentru testare ne trebuie un tool, unul sau mai multe, ca să capete sens și să obținem acele informații despre posibile probleme. Și în acel moment am înțeles de fapt și că noi ne concentrăm mult prea mult pe o chestie, un posibil tool, când de fapt, când vine vorba de automatism, Dumnezeule, putem să analizăm log file-uri, le punem într-un Excel, vedem cum merge, putem să analizăm source control-ul, să facem niște scripturi, ne facem un tool să vedem ce s-a analizat sau nu. Dar nu, noi ne concentrăm pe automation doar pentru o direcție și atât. Am impresia că de fapt nu folosim la propria valoare cum ar trebui. Dar să nu uităm, totul ăsta, toată chestia asta nu este ghidată de cod și de dorința de automation, ci de faptul că întâi noi trebuie să înțelegem testarea ghidată de riscuri. Da? Am zis aici strategie de testare. Păi ce înseamnă? Păi, eu când am făcut o strategie de testare m-am întrebat și am documentat. Ce testare este ușoară? Ce testare este importantă? Ce testare este de acceptat? Care sunt costurile administrative? Am cerut testabilitate. Ne-am ghidat după riscuri. E, eu răspunzându-mi la toate aceste întrebări, eu am știut după aceea ce automatisme să fac, care nu aveau treabă neapărat cu Selenium, deloc. N-am o problemă cu Selenium-ul. Dar doar că mi-am dat seama că, de fapt, ignor o întreagă gamă de posibilități. Dacă vreți să mă întrerupeți, faceți-o. Mai era o simplă chestie după aceea care vreau să zic. Dacă vreți, după aceea, în pauză, putem vorbi. Mie mi se pare că un pic pervertită ideea asta cu manual. Da? Nu suntem programator manual, nu suntem Scrum Master manual, nu suntem manager CTO manuali. Mi s-a întâmplat, lucram la o firmă, eram în lift să iau cafea, o colegă de la marketing se ocupa de CV-uri, mă întreabă de un tester manual și tot. I-am răspuns, că nu știu, nu aveam răspuns ce mă întrebase omul respectiv dacă îl știam, dar apoi am întrebat-o dacă ea face marketing manual. A sunat atât de ciudat, mi-am dat seama și mi-am cerut scuze. Dar am vrut un pic să înțeleagă că a devenit destul de deranjant și să aud această aberație. Și care sunteți testări aici? Nu vă mai definiți ca manual sau automat. Aveți creier, gândiți, aveți niște îndeletniciri fantastice. Nu vă puteți minimiza ceea ce sunteți la manual sau automat. E cu mult mai mult. Da? Nu știam dacă sunt întrebări. Am zis să pun eu deja una aici și vreau un pic să fac o recapitulare. Există niște premise. Eu am trecut un pic coridorul la celelalte discipline. Am făcut asta totul când am început-o de dragul unor oameni testeri care, chiar de dragul lor, ca să-i înțeleg. Când m-am înțeles un pic și pe mine și munca care trebuie să o fac. Vă dați seama, când am început să înțeleg OOP-ul din perspectiva complexității și psihologiei cognitive cu modele mentale și îmi dau seama că de fapt are impact asupra design-ului și tot, pentru mine au fost niște premise care, așa, un pic au venit ca o avalanșă pe mine. Sper să mergeți și voi să vă uitați acolo. O să aveți slide-urile după aceea, o să le trimite. Există niște premise destul de importante. Testarea e coerentă cu știința și putem găsi niște răspunsuri să ne dăm seama că nu e ceva frusturat dacă mergem și trecem acel coridor. Sper că vă ajută și sper să cei testeri care sunteți aici să înțelegeți că nu sunteți cu nimic mai prejos decât un programator sau un manager sau un Scrum Master sau un CTO. Sunteți pe același nivel important. Acesta e lucru foarte important de zis. Zis important de două ori și acum trei ori. Cam atât. Dacă aveți întrebări, sper că am depășit un pic mai mult timpul, dar am și așteptat niște minute, deci cum am recuperat. Întrebări? Și trag acum un pic așa să vă văd chipurile. Nu? Da? Poate? Nu știu, nu? Mă întrebase la un moment dat, haideți să vă zic eu de o întrebare. Eram la un curs cu... Apropo, sunt și peer advisor la cursurile cu James Bach și am fost de câteva ori și la Michael. Și era o tipă care m-a întrebat, Ileana, e tipă din Spania, dar cred că e româncă. Dar ce treabă are asta cu extreme programming? Și am explicat, în extreme programming, de exemplu, se zice de automation test și tot. Și am zis, fii atentă, cei cu extreme programming, de fapt, în ce am zis eu, e acel checking, automated checking. Din nou, am zis, cuvintele sunt importante. E o verificare automată, deterministică, specifică pe ceva. Și în felul ăsta, ca să ne ajute un pic să ne dăm seama cum să
să înțeleagă un pic contextul și să-și dea seama că, ok, face extreme programming, nu pune în pericol ideea de testare. Pentru că nu uitați, Agile, Scrum, Extreme Programming, Crystal, DSDM, FDD, este context și testare e testare. Cum programare e programare. Da? A, și nu este singur. Așa, da, Casian. Avem niște întrebări, trebuie să dăm niște premii. Vreau cineva să zică... Avem, da, avem o întrebare de la Viorel. Da. Care ne întreabă ce anume te-a ajutat să schimbi pălăria de programator cu cea de tester când faci Code Review. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult, pentru că, și o să șeruiesc acum o chestie, pentru că, de exemplu, când a venit vorba de Code Review, eu îl vedeam foarte, foarte limitat. Da? Și acum vreau să fac un scroll, care am făcut împreună cu niște prieteni. Nu mi-aș fi dat seama că, de fapt, Code Review are atât de multe dimensiuni pe care eu trebuie să le consider. E, dacă eu, de exemplu, nu făceam testare, nu mi-aș fi dat seama de atât de multe lucruri. Și ca să pot să fiu mai ancorat în realitate. Da? De exemplu, la asta m-a ajutat foarte mult. E o chestie, de-aia eu îndemn programatorii și chiar și Scrum Master și tot, pentru că ajută foarte mult la să se vadă ceea ce nu se vede. Pentru că, de exemplu, la definition of done, este, în engleză o zic, așa mi-a intrat în cap, no more known remaining work. Dar eu mă aștept la tester, da, să investigheze ceea ce nu mai e știut. Și aici apare o contradicție. Dar ca să fie bine, trebuie să investigăm și să cercetăm și ce nu-i bine, numai să confirmăm ca să fie bine. Pentru că dacă vin doar să verific acel acceptance criteria, nu mă ajută cu nimic. Pe mine mă ajută să fie acel om care intenționat vrea să vadă ceea ce nu neapărat se va întâmpla, ca noi ceilalți să ne putem concentra pe ceea ce trebuie să se întâmple. E o chestie, e paradox, e o contradicție, dar să nu uităm, sunt ființe paradoxale și tot timpul cu contradicții și așa am reușit să trecem. No, dacă nu investigam partea asta de testare, nu aș fi reușit să văd aspectul ăsta de code review. Și când fac code review, să pot să fac lucrurile astea, de exemplu. Da? M-a ajutat foarte mult să înțeleg mai bine când, de exemplu, când investighezi requirements-urile. Da? Există niște tehnici. De exemplu, Maria a avut un miel ca să... e de ajuns să pun accentul pe fiecare cuvânt din propoziție. Chiar o colegă din Siemens vă să l-am dat un anunț și știu, uite, ceea ce ne-ai zis tu. De ce Maria? Nu poate să fie altcineva, nu poate să fie Roxana, nu poate să fie Casia, nu poate să fie Viorel. E, dacă nu investigam chestiile astea de testare, și de la Jerry Weinberg, care, apropo, de la el a pornit totul, a sfârșitul anilor 50, și ați fi uimit să știți, trebuia să ducă omul pe lună și l-au dus. A luat 4 programatori străluciți și au făcut testări. Dar au trebuit să schimbe un pic mindset-ul ca să poată să reușească să facă lucrul ăsta. Pentru că, aduceți-vă aminte, era un război rece și nu-și permitea un fiasco. Deja rușii duseseră om în spațiu. Asta nu înseamnă că toți testării trebuie să fie programatori. Nu. Trebuie să se înțeleagă că cât de important a fost pentru lucrul ăla. Da? Nu cred că toți testării trebuie să știe cod să facă. Din potrivă, am cunoscut un tester genial care a terminat literele și educație fizică și sport. Și era genial. Da? Sper că am răspuns la întrebare. Eu. Mai sunt întrebări? Mai sunt? Am putea să dăm chestii de alea, ori pe întrebări să intre să dăm cele două cadouri și să vedem cum facem să dăm și acea surpriză. Dacă nu, cineva nu mai are întrebări, poate să intervină, dar ziceți voi acum să dăm și acelea lucruri. Da, păi ideea este în felul următor. Veți primi un link de Kahoot. Un link... Adică dacă o să introduceți un browser ca Kahoot.it, veți putea să vă vom da noi un PIN cu care vă puteți autentifica și veți avea o întrebare. Scopul nostru este să ascund întrebarea. Ideea e să răspundă ceva și să dăm acele 2000 premii, care de fapt un premiu e dintr-o geantă și o agendă și două de aceste tipuri, geantă și agenda împreună și vrem să le dăm și nu știam cum să facem. Așa și mai avem surpriza pe care aștept bănuiesc cu Marius, către cine o să se îndrepte.
Bun, acum haideți să vă rugăm să vă autentificați, să folosiți un nume cât mai ok ca să putem să vă identificăm ulterior. Ca să vă dăm un insight despre reguli, Kahoot, în momentul în care se va porni quizul sau va porni întrebarea, va ține cont atât de corectitudinea răspunsurilor, cât și de timpul de răspuns. Respectiv, se va face un punctaj pe care o să-l vedeți live pe monitorul Roxana. Și dacă aveți niște întrebări între timp, nu vă... Spuneți, da, dacă există întrebări, dar acum e momentul. Acum e momentul, după... care treabă cu o mică surpriză, care nu are treabă cu ăsta. Asta era o chestie, nu știam cum să dăm alea și să fie... Na. Apropo, Casian, Roxana, voi ziceți numele, aveți voi criteriile voastre acolo, le ziceți și luați legătura. Și dacă mai aveți întrebări, aș aprecia. Da. Un idee la care... dacă pentru prezentare sau vă mai vin ulterior întrebări sau aveți nelămuriri, pe Marius o să îl găsim și de la 13.30. În main room, dar nu știu unde e. Îmi dați și mie link-ul și o să intru acolo și o să vezi cu Camelia de diferite lucruri. Și veniți și voi și puneți întrebări dacă vreți și puteți, desigur. Se mai... Vă registrează cineva? Da. Sau putem să dăm drumul? Că momentan avem 20 de înscriși, iar în lista apar 34, pe mai suntem și noi. Așa că... Ok. Bun. Haideți între timp până vă decideți voi. Cum Vio a zis, a pus singura întrebare, nu știu. Dacă e de acord, o să ia legătura cu Roxana Casian și indirect prin mine și o să am grijă să te întâlnești cu unul din cei mai buni testeri de pe pământ. O să fie un seminar de o zi unde o să te roage să încerci ceva și omul ăla te va aștepta să înțelegi niște lucruri. Și chiar dacă ești programator, crede-mă, vei pleca cu niște lucruri de acolo. Scopul nu e să te convertești la testare, uite, vreau sună sau altceva, nu. Să fii un programator mai bun. Și Bio, scrie-ne, dă-ne adresa de mail ca să iau legătura cu tine, ca să ai parte așa ceva. Va fi pe 21, sper să poți. Dacă nu poți, zi-mi și eu, eventual o să alegem random pe altcineva din această prezentare, pentru cine a răspuns. Nu știu cum facem. Da? Sper că e ok cu tine și accepti. Nu te aud. Apropo, tipul ăsta e foarte bun în programare, pe care zic. Desigur, pun acum link-ul. O să fac cumva să pot. Oricum, iau lucrurile pe engineer, okay, dacă scriu da, acolo. Da, te rog. Și o să primești un task, o chestie, chinuie-te, jumătate de oră, nu mai mult. Așa cum știi tu mai bine. Și apoi, pur și simplu, lasă-te expus la informația ce va fi acolo. Simt că nu vei regreta. Sper să nu greșesc. Da? E o ocazie destul de unică, apropo. Da. Asta e cadou meu din partea aia. Ok, acum că a dat și Marius premiul surpriză din partea lui, o să vedem, o să pornim un pic jocul, să fiți atenți. Întrebările vor fi afișate la mine pe ecran, adică în ce am eu share screen, și voi va trebui să răspundeți în funcție de, sunt niște chenare cu anumite culori, și să răspundeți care credeți voi că ar fi răspunsul corect. O să dau start la joc și la sfârșit sunt două premii, fiecare premiu conține o agentă și o geantă. Și start! O să vedeți la mine. Am făcut scroc că e o chestie de Scrum și erau niște Pearls of the Wisdom chiar de la James Coplian. Am vorbit foarte mult de arhitectură cu el și, apropo, dacă vă interesează și topicul de Scrum, sunt lucruri interesante și de fax aici. E tot toate sunt legate la între altele.
cum lucrăm, modul în care lucrăm. Am văzut eu că ai niște întrebări. Dacă nu te superi, o să-ți răspund la ele eventual după și înscris sau putem și vorbi. Trește și astea. O să mă uit acum mai bine și fac screenshot-ul. Mai apărut o întrebare? Da. În momentul în care te afli în fața de design al unei aplicații, a luat decizia asupra framework-ului cu care vei lucra, ai gestionarea funcțională și ai început să dezvolți câteva blocuri mai ușoare. Da. Există o modalitate să creezi un plan de testare pe parcurs? Poți recomanda o metodologie? Da, este ceea ce am zis. Eu sunt din școala de gândire, de fapt de unde a pornit din anii 50 al lui Jerry Weinberg, că de la el avem testarea și eu sunt pe ideea asta de context-driven development, mai precis rapid software development. Și vedea că atunci când faci un plan de testare, sunt mai multe lucruri care se iau în considerare. Contextul proiectului, acele chestii de calitate a subiectului și respectiv strategia de testare. Și vedea că, de fapt, acele quality criteria sunt un set de euristici. Apoi e contextul proiectului care spui niște întrebări. Cine sunt oamenii, cum se lucrează, unde, platforma. Și vedea că din astea, și pot să-ți dau și după aceea niște link-uri, este un plan destul de frumos. Pentru că planul, la rândul, este, până la urmă, și o sumă de idei la ceea ce vei face. Și gândește-te că este ceva dinamic, se schimbă constant, pentru că situația se schimbă constant. La început, mai brusc, după aceea, din nou, imaginează ca un organism biologic cu celule care se luminează, la un moment dat se schimbă. Din unele noi, altele se duc. Sper că ți-am răspuns. Și da, metodologia asta care ți-o recomand este asta. Și vei vedea că e de fapt mai decât o metodologie. Eu încerc să o conectez acum și cu teoria sistemelor complexe, cu munca lui Snowden, cu Knevin și toate astea. Tocmai Knevin, de exemplu, un sense-making tool și încercam să ajut să capete sens de ceea ce înseamnă cu adevărat testarea, bapa pe chestii din alea de management și tot. Da. Da. Caută chestia asta, Alex, și vei găsi. Caută test plan la unul din oamenii ăștia doi, James și Michael Bolton și ăștia doi, și vei găsi atât de clar răspunsul de plan. Numai că să nu te sperii când trebuie să intri în anumite detalii. Da? Ia-ți timpul ăla și va vedea că capătă sens. Ok, deci îl avem pe Alex. No. Casia, Roxana? Voi, ziceți. Da. Felicitări. Da, premiul o să meargă către Alexandru Șerban și către Alex Petrescu. O să vă rugăm sau vă contactăm noi în privat, dar să rămâneți în chat ca să ne dați detaliile pentru ca să putem să luăm legătura cu voi și să vă trimitem emaile. Cred că atât. Vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut.